Realizarea de fotografii pe sub fusta femeilor fără consimțământul acestora va deveni o infracțiune. Proiectul de lege anunțat de autorități ar interzice și filmările secrete ale actelor sexuale. Japonia va avea primele legi împotriva fotografierii sau a filmării altor persoane cu intenția de exploatare sexuală fără consimțământ. Până acum, astfel de cazuri penale trebuiau judecate în temeiul legilor prefecturilor locale, care variază foarte mult ca sferă de acoperire a unor astfel de infracțiuni. Proiectul face parte dintr-o revizuire mai amplă a legilor japoneze privind infracțiunile sexuale, care va extinde de asemenea definiția violului. Legea nouă interzice în mod explicit realizarea, distribuirea și sau deținerea de fotografii ale organelor genitale ale cuiva, fără consimțământul acestuia. De asemenea, incriminează acțiunea de a fotografia oameni induși în eroare, fără știrea lor, în poziții sexuale. Infractorii risca închisoare de până la 3 ani sau o amendă de până la $22.000. E de așteptat ca reformele să fie adoptate în luna iunie a acestui an. Ele vin după protestele publice tot mai mari pentru legi mai puternice care incriminează actele de a fotografia cu telefonul mobil. În 2021, poliția japoneză a efectuat peste 5.000 de arestări pentru fotografierea clandestină, un număr record și de aproximativ 3 ori mai mare decât în 2010. Aproximativ 7 din 10 însoțitori de bord din Japonia au raportat de asemenea că au fost fotografiați în secret, potrivit unui sondaj realizat de un sindicat național al aviației publicat în martie. Majoritatea producătorilor de telefoane mobile din Japonia au instalat sunete specifice pe dispozitivele lor mobile care se aud când e declanșat aparatul foto pentru a preveni fotografierea sau filmările secrete. În Coreea de Sud, cei condamnați pentru filmări în secret de natură sexuală riscă o amendă de până la $7.500 sau o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare. În Singapore, o persoană condamnată pentru realizarea de fotografii indecente pe ascuns poate risca până la 2 ani de închisoare, amenzi, bătaie cu un baston sau o combinație a acestor pedepse. Infracțiunile de acest gen, care implică victime mai mici de 14 ani, înseamnă închisoare obligatorie, plus amenzi și pedepsa cu bătaia cu bastonul, relatează Digi24.ro.